Craiova a fost gazda unor competiții de orientare care s-au desfășurat zilele trecute. Este vorba despre campionatul național de noapte, campionatul național de ștafetă mixtă și etapa a cincea din cadrul campionatului național de parcoraș. La aceste întreceri au luat parte și sportivii clubului Știința Electrosistem Baia Mare, însoțiți de antrenorii Lucia Pop și Ișvan Sebestien. Campionatul național de orientare pe timp de noapte este cea mai dificilă probă din întreg calendarul competițional. Proba s-a desfășurat prin pădure, iar concurenții s-au folosit doar de lumina lanternelor. În plus, frigul și ploaia care a căzut pe toată durata competiției au făcut ca întrecerea să fie și mai palpitantă. Deoarece categoriile de participare încep doar de la 16 ani, tinerii componenți de la aceste Știința Electrosistem au fost nevoiți să urce în categorii mai mari, iar în aceste condiții, rezultatele obținute pot fi considerate mulțumitoare. În proba feminină de 18 ani, Roxana Culcean s-a clasat pe locul 2, iar Alexandru Biro a ocupat poziția a 3-a a podiumului în proba masculină. Campionatul național de ștafetă mixtă a fost cea mai spectaculoasă întrecere din cadrul concursului, în care o fată și un băiat concurează consecutiv pe câte două trasee de sprint. Sportivii băimăreni au avut o evoluție foarte bună în această probă, reușind să obțină un titlu de campion național, două medalii de bronz, precum și alte clasări în imediata apropiere a podiumului. Andreea Manu și Alexandru Cătană au devenit campioni naționali în cadrul categoriei destinată sportivilor de 14 ani. Rebecca Ciocean și Andrei Hreniuc au obținut medalia de bronz în cadrul aceleiași categorii, iar la proba destinată sportivilor de 18 ani, Roxana Culcean și Alexandru Biro s-au clasat pe treapta a treia a podiumului. În paralel s-a desfășurat și o competiție open destinată celor ce nu au reușit să concureze în cadrul campionatului național. La această probă, Vlad Peleș împreună cu Alexandru Manu au obținut locul 2, iar David Hreniuc și Ștefania Peleș s-au clasat pe locul 3. Întrecerile de la Craiova s-au încheiat cu a cincea etapă din cadrul campionatului național de parcoraș, competiție desfășurată pe străzile din municipiul Craiova. Componenții clubului Băimărean au obținut și de această dată locuri fruntașe în cadrul celor trei categorii de vârstă în care s-a concurat. Cătălin Vedean și Alexandru Hreniuc s-au clasat pe prima treaptă a podiumului, Adrian Iacob a obținut locul 2, iar Roxana Culcean și Alexandru Biro au adus două medalii de bronz în palmaresul clubului. Următoarele competiții la care va participa CS Știință Electrosistem Baia Mare vor fi ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Parcoraș și Cupa Zărandului, întreceri care se vor desfășura la sfârșitul acestei săptămâni la Lipova.